Cu un singur click pe pagina oficială a Primăriei Hunedoara pot fi vizualizate toate proiectele realizate sau aflate în curs de implementare de pe raza municipiului. Harta interactivă a investițiilor reprezintă o premieră în rândul administrațiilor locale din România și are scopul de a asigura transparența cu privire la modul în care se cheltuie banul public, de a facilita accesul cetățenilor la informații de interes public, dar și de a atrage potențialii investitori. Această harta investițiilor, în primul rând, se adresează cetățenilor municipiului Hunedoara, care pot să-și ia informațiile despre absolut toate investițiile realizate în ultimii ani în acest municipiu. Ea este gestionată de Departamentul de Imagine împreună cu Departamentul de Investiții al Primăriei Hunedoara și este actualizată la zi. Peste 500 de proiecte sunt încărcate pe site, cu date complete despre valoare, termene de execuție, prestatorii de servicii sau constructori. Ce cuprinde, de fapt, această hartă? Absolut toate investițiile realizate în cel puțin ultimii 4 ani de zile, toate investițiile care au trecut și au fost aprobate de Consiliul Local. Se pot vizualiza imagini cu aceste investiții, cu stadiul lucrărilor în diverse momente a realizării și, de asemenea, orice informație legată de valoare, de constructor și de timpul de execuție. Primăria Hunedoara este prima din țară care pune la dispoziția cetățenilor toate informațiile de care au nevoie, eliminând astfel o serie de etape care necesitau timp. În primul rând, noi ne îndeplinim o datorie, aceea de a fi transparenți în ceea ce privește banul public, iar din punct de vedere al cetățenilor, al presei, al tuturor celor interesați, pot avea acces foarte rapid la informațiile pe care și le doresc. Harta interactivă a proiectelor de pe raza municipiului Hunedoara nu este atractivă doar pentru cetățeni, ci și pentru potențialii investitori. Cu siguranță că investitorii sunt interesați de informațiile pe care le punem la dispoziție. De altfel, dacă vă uitați pe site-ul primăriei, o să vedeți că în fiecare zi sunt peste 10.000 de accesări. Nu este un secret pentru nimeni că Hunedoara a avut un an turistic foarte bun, că bugetul pe 2016 este de 3 ori mai mare față de anul 2012, iar sumele alocate investițiilor în acest an de către administrația locală reprezintă mai bine de 40% din valoarea totală a bugetului local.